Bună ziua, bun găsit tuturor. Așa este, ședința de la primăria sectorului 1 a început cu un scandal. Doi consilieri locali ai PSD au chemat poliția pentru că nu au fost lăsați să participe la această întâlnire. Însă primarul general al capitalei, Nicușor Dan, a explicat faptul că această întâlnire a fost gândită special pentru primarii de sector, care automat îi reprezintă și pe consilieri. De asemenea, această întâlnire a fost organizată și cu invitați precum ministrul mediului, dar și prefectul capitalei, care au căutat soluții pentru problema deșeurilor din sectorul 1, iar aceștia au ajuns la o concluzie. Deșeurile sunt de fapt o problemă pentru întreaga capitală, pentru că în momentul de față există doar o groapă de gunoi autorizată, iar aceștia, bineînțeles că au căutat soluții. Una pe termen scurt ar fi legată de un acord cu sprijinul guvernului prin care capitala să poată transporta deșeuri și în alte județe, iar pe termen lung se propune de către Nicușor Dan înființarea unei asociații care să cuprindă toate primăriile de sector, astfel încât fondurile europene să poată fi accesate mult mai ușor, iar unul dintre proiectele care este propus prin această asociație este deschiderea unei gropi de colectare selectivă ecologică, o groapă modernă de gunoi, care astfel s-ar putea să rezolve problema deșeurilor pe termen lung. Capitala este captivă în ceea ce privește depozitarea deșeurilor. Există o singură locație autorizată din punct de vedere mediu unde se pot depozita deșeurile și ministerul va analiza posibilitatea oferirii unor alternative pentru a putea depozita deșeurile și în alte județe. Avem sprijinul guvernului pentru modificări legislative necesare pentru a rezolva o bună parte din blocajele care sunt astăzi și cu siguranță soluțiile tehnice urmează. În luna august vom avea un ADI prin care și Primăria Generală și primăriile de sector vor putea să acceseze bani europeni pentru deșeuri. Asta a fost prima chestiune. Capitala nu are unde să arunce gunoiul, pentru că principala groapă de gunoi s-a închis. Primăria municipiului București a găsit un alt operator, dar deocamdată nu există înțelegere, nu există acord asupra tarifului. Sectorul 1 este direct afectat de situația aceasta. Criza din sectorul 1 se poate repeta oricând în orice alt sector din București.